Suntem pe canalul Ce Vezi 2. În stânga mea este localitatea Inotești, în dreapta Tomșani. Ultima bucată de canal Ce Vezi 2. Canalul este, pe canal este pânza freatică. Apa nu a ajuns anul ăsta aici. Uitați cum arată porumbul, care ar trebui să fie irigat dacă ar avea apă. Lângă canalul de irigații Ce Vezi 2. Cultura aceasta este compromisă. Pe canalul acesta trebuia să curgă apă și toți fermierii din jurul canalului, 4-5 km stânga-dreapta, trebuiau să aibă culturile verzi, culturile productive. Uitați-vă cum arată terenul lângă canalul Ce Vezi 2, în Prahova, lângă localitatea Inotești. Așa arată și ar fi trebuit aici să fie porumbul de 2 metri și jumătate acum, dacă pe acest canal era apă. Suntem pe canalul Ce Vezi 2. În stânga mea este Comuna Polcea, în dreapta Conduratu. Acesta este canalul Ce Vezi 2, care ar fi trebuit să fie cel puțin jumătate cu apă. Uitați-vă stânga, dreapta, totul este uscat. Totul este uscat. Acest canal are linie de medie tensiune unde fiecare fermier ar putea să-și monteze o pompă electrică. În acest canal sunt câteva stații construite pentru pompare și să irige stânga la 5-6 km. Uitați porumbul de lângă stație, de lângă canalul Ce Vezi 2, în județul Prahova. În județul Prahova nu există irigație. În zona aceasta există un fermier care are în curte tamburii de irigații. În capăt, pe acest canal, la Tomșani, o fermieră din Tomșani a irigat în 2019 și în 2020. A stat de vorbă, s-a dus că i-a oprit afiliul apa, s-a dus la domnul afiliu și i-a spus că înainte să-și fi cumpărat tamburul, trebuia să-l întrebe pe el dacă-i dă apă. Și a renunțat la irigație. Uitați cum arată porumbul în județul Prahova. În județul Prahova, la 5 metri de canalul de irigații. Nimeni nu irigă. Toți cei care și-au cumpărat instalații de irigat datorită acestui director, care e jurist de meserie și care nu știe decât, nu știe cum e cu apa, nu știe să folosească aceste canale și în interesul cetățenilor din județul Prahova, fermierilor din județul Prahova care au culturile lângă aceste canale. Datorită acestui om, în 2019 câțiva au irigat, în 2020 au rămas și mai puțini și din 2020 nu mai irigă nimeni. Pentru că nu au siguranța că instalațiile lor ar putea să funcționeze, că o să aibă apă. Canalul Anifului este gol. Astăzi, în luna iulie, când fermierii trebuie să își irige culturile. Asta este o cultură compromisă. Omul ăsta a pierdut și va pierde foarte mulți bani. Ăsta este Aniful Prahova, ăsta este directorul Ardelean, care din data, din anul 2019, tot îl rog să facă cumva, să anunțe fermierii și să irigăm și noi în județul Prahova. Suntem deja în județul Buzău. Acesta este canalul Cireșanu, un canal de desecare, un canal pentru irigații, canal care duce apa până în localitatea Amaru. Acest canal a fost făcut de fermierul afiliu pe un canal de desecare, fără niciun fel de autorizație și irigă în jur la 7000 de hectare. Deja se văd acolo, sunt pompele tot ale dânsului. Deja culturile aici sunt verzi, trăiesc, există producție. O să vă arăt un pic mai
O să vă arăt și zona unde intră apa pe acest canal. În județul Buzău. Anif Buzău, porumb, după cum arată directorul de la Anif și conducerile din Buzău. Câte 2 ștulezi pe fir, irigat, are 2 metri și jumătate, nu cred că se compare cu județul Prahova. Ați văzut cum arată canalul de irigații CVS2 în județul Prahova, unde nici măcar apă nu există pe el, plin de stuf. Aici suntem pe canalul CVest din Buzău. Apa este încărcat la maxim. Aici este un descărcător către canalele pe care vi le-am arătat mai devreme. Și apa pe canal este la nivelul normal, numai că nu ajunge la noi în județul Prahova. Probabil că directorul Ardeleanu va trebui să spună de ce nu ajunge apa și în județul Prahova. De sâmbătă, când domnul Lafiliu își regla apa, își monta sisteme de siguranță pentru lacăte și ne dădea și nouă 5 filete de apă, ca așa a vrut el, a venit prefectul de Buzău, Anif Buzău, a schimbat lacătele și ne-a dat și 9-10 filete de apă către județul Prahova, spre Buzău, spre Cluteanu Sărat, la 20 de kilometri de aici, pe un canal de desecare, unde infiltrațiile sunt aproape 50% din apa care intră, un canal făcut de domnul Afiliu, fără autorizație de construcție. 20 de kilometri, curge 80% din apă, cu filetele alea pe care indulgent ni le-a dat de la Buzău și totuși vine. Și asta e apa care curge spre noi, spre Prahova, care nu ajunge nici măcar până la Babana.